Serviciul regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor sălaj nu va avea program de lucru cu publicul luni 27 mai. Având în vedere faptul că unele activități vizând procesul electoral de duminică 26 mai au loc în spațiile în care își desfășoară activitatea acest serviciu. Luni 27 mai, serviciul regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor sălaj nu va avea program de lucru cu publicul, pe motiv că unele activități care țin de procesul electoral de duminică 26 mai au loc în spațiile în care își desfășoară activitatea acest serviciu. Autoritățile sălăjene se declară pregătite pentru acest scrutin electoral. Prefectul județului Florin Florian a anunțat că în sălaj au fost organizate 312 secții de votare pentru un număr total de 197.200 de alegători, fiind tipărite 650.760 de buletine de vot, un tip pentru alegerile europarlamentare și două tipuri pentru referendum. Pentru o bună desfășurare a procesului electoral a fost asigurată instruirea primarilor și secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județ, precum și a președinților și locțiitorilor secțiilor de votare, cu privire la sarcinile ce le revin. Peste 1.000 de cadre din structurile Ministerului Afacerilor Interne vor asigura menținerea ordinii publice la secțiile de votare, dar și siguranța transportului materialelor electorale alături de alte acțiuni specifice.